Bună seara și iată-ne din nou împreună la Zodiacul Chinezesc, împreună cu Anca și în această zi festivă în care n-am găsit mai, altceva mai bun de făcut decât să venim să ne vedeți și să vă transmitem ceva informații. Atunci când un copil se naște, noi de obicei îi se pune un nume. Pe lângă acest nume îi se adaugă și un alt nume care nu prea se vede, care se numește român. Deci astăzi probabil că este ziua tuturor care au acest nume de român. Pentru că unii, din nefericire, nu le place să-l poarte. Dar pentru toți aceia care au acest român în suflet, le urăm viață lungă, prosperitate și multă, multă sănătate. La mulți ani tuturor! Iată-ne împreună la începutul de lună, în care vă vom prezenta caracteristicile acestei luni, plus că săptămâna viitoare, pentru aceia dintre dumneavoastră care vor considera că nu am putut să ajungem destul de la toate informațiile, vom fi din nou împreună și vom relua multe dintre aceste informații în detaliu. Așa că, Anca, hai să începem! Bun, așa cum v-am obișnuit la început de lună, vom avea câteva cuvinte pentru voi la modul general din punct de vedere al remedierii Feng Shui-ului caselor, lucruri de care să țineți cont cu toții și, de asemenea, pe fiecare zodie în parte, niște predispoziții lunare. În primul rând că trebuie să vă spunem că luna nu a început deja, va începe pe 7 decembrie, dar noi vom fi împreună pentru dumneavoastră și pe 8 aici. Îmi dați voie să fac o mică adăugire. Luna care va începe pe data de 7 va fi o lună solară. Da? Da, luna solară începe pe 7 decembrie și se încheie pe 5 ianuarie, inclusiv ziua de 5 ianuarie. Este luna șobolanului cu element pământ deasupra. Știm cu toții că șobolanul este de element apă yang. Va fi un pământ yang deasupra. Deci e impropriu să spunem șobolan de pământ, atenție, dar are această caracteristică, da? O oarecare aducere a stabilității, să zicem, în care lumea în sfârșit se îndreaptă către familii cu gândul, cu mintea, cu sufletul, da? În care lumea începe să-și pună problema lucrurilor cu adevărat importante și oamenilor importanți din viața lor. Așa este și normal, fiind sărbătorile de iarnă. Iată că se potrivește cumva. Asta ne aduce pământul. În același timp însă, din cauza segmentului acesta lunar de apă și pământ deasupra, putem să avem inundații în unele zone, nu vorbim numai la nivelul țării noastre, atenție, zone în lumea asta, ne referim la țările cu climat temperat continental în mod special, deci cei care se aseamănă cu noi din punct de vedere al climatului, inundații și alunecări de pământ și chiar mici accidente datorită acestui fapt. Din fericire, mai scăpăm de elementul foc, da? Asta este un lucru bun. În schimb, trebuie să avem mare grijă cu toții. Între data de 13 și 14 decembrie avem un aspect destul de nefericit de exces de apă, practic la intrarea în ziua de 14, deci toată ziua de 14, dar de ce spun la intrare? Pentru că atunci este și oră de șobolan, deci va fi cu zi de șobolan, lună de șobolan, deci cu exces de apă și apă yang, deci ceva se poate petrece la nivel de element apă. O disarmonie, să o numim în cel mai frumos mod. Ora de șobolan va impregna ziua cu un extra element de apă, deci al treilea la bază, și orele de șobolan, interval orar, practic se întinde de la ora 11 noaptea din ziua de pe 13 până în 14 la ora 1 noaptea, da? Deci noi vorbim de ziua de 14 în mod special, pentru că aceea este cu această impregnare de șobolan pe zi, da? Bun, deci în mare, centrul casei își revine, pentru că de unde aveam steaua 5, încă o avem, pentru că suntem încă în luna de mistreț, să nu uităm. Pe data de 7 decembrie, deci vom începe să avem o stea mult mai benefică în centrul casei, în centrul continentului, atenție, deci își mai revin și în Belgia, și în Franța, cât de cât, da?
o stea benefică din punct de vedere al familiei, deci care să aducă familia, respectiv poporul, la oaltă, mai unit, mai puternic. Este vorba despre steaua 4, steaua dragostei, și este și stea academică, sigur că pentru cei care învață în centrul casei, deci au ceva examene, cu toate că în decembrie nu prea sunt examene, de-abia încep în ianuarie, dar cei care au anumite interviuri sau, mă rog, niște, un fel de examene de susținut, teste, să zicem, o duc ceva mai bine dacă se așează în centrul casei și învață acolo, dacă au posibilitatea. În rest, așa în mare, vreau să vă atrag atenția asupra unor aspecte. Printre altele, vorbeam de centrul casei și cei care studiază. Aceasta este pagoda învățăturii, care se așează pe birou. Tocmai pentru, ei spun că, vedeți, pagoda aceasta nu este făcută întâmplător, cu 7 nivele și în culoarea verde, care reprezintă dezvoltare personală și creștere, da? Inclusiv la învățătură. Aceasta este o pagodă care încă există în China și era în vechea China. Nivelurile acestea reprezintă, deci primul este cel în care sunt acceptați toți, eu fac primul an, trec de primul an, următorul nivel este puțin mai îngust, se reduc din oameni, până când ajung în partea de sus, deci la ultimul nivel sunt cei mai buni studenți, cei mai buni elevi, cei care de fapt termină cu brio facultatea sau școala respectivă. Bun. Pentru cei care au ușa casei sau orientarea casei, deci atenție, acestea două nu sunt egale, deci una este orientarea, una este ușa de obicei, ușa de la intrare sau orientarea casei în nord-est, da, în oricare dintre sectoarele de nord-est, nord-est 1, nord-est 2 sau nord-est 3, atenție, luna decembrie, luna șobolanului, pentru că este un exces de metal și puteți să aveți mari probleme legate de furturi, legate de, poate să fie în cazuri cele mai nefericite, un atac pe stradă, da, asupra dumneavoastră, un furt, ceva foarte neplăcut, violență, în general violență verbală, poate să ducă la violență fizică. Atenție pentru cei care au acest aspect în casă, cum conduc, să evite viteza și depășirile, să zicem, fier de păr. Da, la limită, da, pe șosele. Chiar și un simplu accident de bicicletă se poate întâmpla, da, sau de motocicletă. Pe lângă furturi, mai este vorba, vă spuneam noi și în alte emisiuni, despre furturile de idei. Deci pentru cei care muncesc foarte mult și care așteaptă și ei să fie apreciați la locul de muncă și nu s-a întâmplat încă, din păcate nu vor avea această șansă, indiferent de zodie, pentru că, vedeți, aspectul, fie la birou, fie al casei, nu vă ajută aspectul acesta energetic dat de aceste stele. Este vorba că pe nord-est ajunge steaua 7, această stea de metal lunară, care are un aspect profund nebenefic și se suprapune peste steaua 6, care este o stea de metal de asemenea, steaua 6 fiind însă benefică, din fericire. Îi dezavantajează mai ales pe băieți, deci pe bărbații tineri, da? Și ca un mic remediu se poate amplasa o fântânică doar luna aceasta în nord-estul casei, pentru cei care pot, tocmai pentru a suprima efectul, puterea acestei stele 7, da? Și nu uitați de remediul clasic, rinocerul și elefantul albaștri, deci acele statuete frumoase în albastru, da? Sau cel puțin amuletele care se poartă la dumneavoastră, inclusiv, atenție mare, există o amuletă pentru cei care vin mai târziu acasă, da? Pentru probleme cu Chu Wei, cum se numește, care este o entitate care apare noaptea, da? Și el este paznicul celor care muncesc mai târziu, da? Care vin mai târziu acasă. Așa, avem de asemenea în nord, deci cei care au orientarea casei pe nord sunt foarte fericiți luna aceasta, mă, normal ar trebui să fie să primească niște prime, niște bonusuri poate la care nu se așteptau, o surpriză plăcută în bani, da, și niște câștiguri, de mai multe feluri, de fapt câștiguri, o lună foarte bună. De asemenea, cei care aveți ușa de la intrare sau orientarea casei nord-vest, atenție mare, este o stea extrem de nefavorabilă, steaua 5,
O stea care aduce de obicei boli, despărțiri, violențe verbale, deci tot ce poate fi cumulat din stelele nebenefice. Mai rău, din păcate, aduce steaua 5. Sigur că aceasta se tot mișcă, se tot mută, nu este aleatoare această mișcare în fiecare lună, însă, iată, cei defavorizați sunt mistreții și câinii, da? Trebuie să vă verificați, desigur, zodia. Avem multe persoane care ne întreabă, născute undeva la granița anilor, deci la trecerea dintr-o zodie și alta, trebuie totdeauna verificat cu un calendar corect. Nu orice website, atenție, vă arată sau vă indică lucrurile corecte. Noi recomandăm site-ul Lilian Tu, maestrei noastre, pentru că știm că este corect și verificat, supraverificat. Pentru cei care totuși aveți orientarea nord-vestul casei sau ușa de la intrare, care iarăși prin mișcarea aceasta de deschidere și închidere tot timpul este activată această stea 5 lunară, vi se recomandă o pagodă a celor 5 elemente foarte mai mare, deci nu doar amuleta, da? Deci puteți să purtați amuleta, desigur, pentru că aveți această stea lunară pe voi, mistreții și câinii mă refer, însă cel mai bine ar fi să aveți în casă, pe sectorul de nord-vest, o pagodă, așa cum avem și noi, care lunar s-o mutați acolo unde sunteți, mă rog, dacă vine steaua 5 lunară și vă afectează pe voi personal. În afară de asta, vrem să nu uităm, să ținem în minte că pe sectorul de nord-vest este sectorul patriarhului, care poate să fie șeful casei, șeful unei organizații, șeful țării. Așa că vor urma niște... Da, șeful țării noastre este și mistreț întâmplător, deci s-ar putea să aibă o lună destul de... Plină. Plină, da. Și de evenimente. De evenimente, ca să-i spunem așa pe scurt. O să facem o analiză mai atentă săptămâna viitoare. Dar, atenție mare, în casa la dumneavoastră mai afectați vor fi soții, da? Pot avea probleme, așa că înțelegeți un pic mai mult. Da, și deci soții, patriarhul, dacă este o femeie singură și trăiește cu băiatul, da, să zicem, are un fiu mai mare în vârstă, adult, da, nu acela este patriarhul, deci nu faceți această confuzie. Întotdeauna este vorba de soț-soție, deci soțul este luat sau partenerul de viață, da? Ei sunt cei afectați, pot să fie afectați mai mult pe job. Când sunt afectați? Că nu întotdeauna pot să fie afectați, adică nu toți bărbații unei case gata sunt afectați. Dar dacă aveți un dormitor în nord-vest și deci partenerul sau deci soțul doarme normal în acel dormitor, da? Ar fi bine pentru această lună să schimbe camera, dacă se poate și are unde să meargă cu culcușul, da? În sensul să-l mutați în sufragerie sau într-un alt dormitor, poziționat într-un alt sector, da? Oricare alt sector este mai bun pentru patriarhul casei decât nord-vestul luna aceasta. Dacă patriarhul este și zodie, mistreț sau câine, vă rugăm frumos să faceți acest lucru, indiferent cât de incomod i s-ar părea, tocmai pentru a preveni anumite boli, anumite neplăceri chiar la locul de muncă. Deci aici nu este glumă de obicei și întotdeauna se adeverește, din păcate. Deci doar pentru luna asta, da? Pentru că în luna ianuarie se vor dubla stelele, o să vorbim atunci, și tot ceea ce este bun, să nu uităm, se dublează, da? Deci mistreții și câinii în ianuarie nu vor mai avea de suferit. Acum să începem totuși cu șobolanul, care a intrat într-o lună nu numai a sa proprie, deci a semnului zodiacal propriu, da, care îi dă energie, ce-i drept, ci a intrat pe o stea de multiplicare a prosperității, deci ei sunt cei mai beneficiați, da? Culmea, ei și caii sunt beneficiați. Șobolanii o duc bine luna asta. Obțin și banii, obțin chiar mai mulți bani, pot să obțină promovări, pot să obțină niște laude la locul de muncă, aprecieri, la modul general, sunt carismatici, sunt văzuți bine, au, cum am spus, multă energie, chiar lucrează mai mult decât ar fi necesar, femeile sunt foarte gospodine luna aceasta, vor să facă de toate, pentru cei care au musafir, chiar o să se distreze, deci o să se simtă bine. O lună plină în sensul bun al cuvântului și vi se recomandă să aveți puțin mai multă încredere în dumneavoastră înșivă și să țineți cont de instinctele de apărare
ale dumneavoastră. Și mi se mai recomandă o amuletă pentru întreținerea prosperității, ca să nu cumva să fiți mai nechipzuiți și să cumva să dați bani mai mulți afară din casă decât ar trebui. Vi se recomandă, cred că o am aici pe masă, dar aceasta, da, nu știu dacă o să se vadă, este un gen de oglinjoară mică, da? Este o amuletă, de fapt, care are și niște franjuri aurii, care vă aduce puțin mai multă prosperitate. De fapt, este cea care vă întreține, cum se spune, prosperitatea. Nu uitați, cei care aveți magazine sau business-uri mai mici sau mai mari, proprii, deci afaceri proprii, avem aici o monedă de încuiere a banilor. V-am mai spus despre ea, aceasta este. Moneda de încuiere a banilor se pune întotdeauna în casierie sau unde vă țineți banii sau dosarele cu clienții, să zicem, care vă produc bani, se așează acolo de desubt pentru a multiplica banii și pentru a, de fapt, pentru a multiplica prosperitatea, da? Pentru a vă aduce mai multă prosperitate și a nu vă lăsa să cheltuiți aiurea. Despre asta este vorba. De aia se numește de încuiere a banilor. Deci nu că vă stagnează banii, dimpotrivă. Vi ține acolo și vi multiplică. De asemenea, cei care sunt într-o relație amoroasă la începutul ei, aceasta va evolua foarte bine și frumos. Li se recomandă cocoșul auriu pentru potențarea dragostei și a fidelității în cuplu. Și cam atât cu șobolanii, deci v-am spus lucruri bune, treceți la treabă acum. Pentru bivoli. Aveți da. Pe acum pe ecran pentru toți care aveți un creion în mână. Deci acestea reprezintă stelele anuale jos în căsuță, iar în colțul din dreapta este steaua lunară a fiecărei zodii. Culoarea semnului, da, sectorului, reprezintă de fapt ce fel de sector. Deci dacă îl vedem... De ce element este, de da. De ce element e. Dacă, de exemplu, avem sud-estul, sud-estul acolo este de element lemn și îl vedem verde. Estul e verde, dar restul este de pământ. Normal, deci lemnul este corelat cu culoarea verde și e normal. Sudul este sector de foc, da, și este vorba de culoarea roșie. Sud-vestul este sector de pământ. Acum nu știu cât de clar este un bej, de fapt, un crem, așa, mai închis. Da, și nord-vestul trebuie să fie de metal. Hai mai departe. Da, și de metal. Bun. Haideți cu zodiile, cum spune Marian, la bivol, da? Avem parte de... Nu uităm că ei beneficiază, de fapt, au asupra sectorului lor, uitați, steaua 7. Este o stea total nebenefică și, din păcate, au parte de mici certuri, invidii la adresa lor, pot să se ivească, blocaje din partea posibilă a colegilor de muncă, gelozii și bârfe pot să mai stârnească ei fără să-și dea seama și ar fi bine să vă direcționați energia într-un mod corect, deci să nu le dați foarte multă atenție. Este o stea a violenței, își face simțită prezența din cauza faptului că este o stea de metal și nu uităm că steaua anuală 6 este tot de metal, deci iată, se întâlnește prea mult metal în acel sector. Pericole, da, vi se recomandă totuși în nord-estul casei, foarte, foarte puternic vi se recomandă această placă sau acest remediu de blocare a stelei 7, și anume rinocerul și elefantul, sau placa cu rinocer și elefant, sau măcar să purtați amuleta cu rinocerul și elefantul asupra dumneavoastră. Acest remediu se pune în general într-o cameră de zi, cum este sufrageria sau living-ul. De obicei, munca o să fie puțin afectată, veți fi însă ajutați de prieteni mai vechi, da, care vă aduc niște șanse, niște oportunități. Nu fiți prea încrezător în general, în schimb, în dragoste, fiți pregătiți să aveți niște momente foarte fericite, foarte bune și chiar să vă reaprindeți făclia dragostei, da, amorului. Ce vi se recomandă? Rațele mandarin sunt clasice, da? Pentru potențarea măcar a sectorului de dragoste, da? Bun, și nu uitați, acest exces de metal care apare în sectorul de sectorul de nord-est poate să aducă la accidente chiar în casă, da?
în urma căruia vă veți tăia la domestice, în da. Care vă veți tăia la mână, atenție veți avea cei care, la sânge. Bivolii și tigrii, care aveți bucătările în nord-estul casei, atenție mare, mai ales că acum este perioada cu gătitul excesiv de sărbători, aveți mare, mare grijă pentru că puteți să vă tăiați la mână destul de tare, da? Noi vă atragem atenția asupra lucrurilor negative ca să fiți prevăzători. Și vi se mai recomandă în sud-vestul casei pentru voi, pentru bivoli, să aprindeți lumânări, dacă cine poate, bineînțeles, lumânări chiar roșii, tocmai pentru a potența dragostea. Da? Asta este lucrul bun luna aceasta. Bun, vom reveni după o scurtă pauză. Iată-ne din nou și vom în studio și vom continua cu tigrul. Tigrul. Ei au o parte de aceeași stea de violențe. Problema lor este aroganța posibilă luna aceasta, deci sunt li se recomandă să nu fie aroganți în momentul în care pot să fie puțin muștruluiți, fie la locul de muncă, fie în familie, să nu le sară țandăra prea repede, pentru că se iscă cu violență verbală, să nu jignească și iată că pot să-și transforme, să spunem, o lună potențial slabă într-una ceva mai bună, dacă atitudinea lor este una corespunzătoare. Nu uitați de remedierea cu rinocerul și elefantul, care, bineînțeles, se plasează în nord-estul casei. Este mai puțin, să zicem, noroc în partea de dragoste față de bivol, dar nu total exclus, deci chiar este puțin, da, în sensul bun. Dacă dumneavoastră căutați o persoană cu care să vă petreceți, să zicem, să nu fiți singuri și să vă petreceți sărbătorile, aveți toate șansele să o găsiți. Nu uitați că remedierea pentru dragoste în general este amplasarea unui iepure verde în sectorul de est al dormitorului. Nu uitați de acest aspect. Acela este animalul dumneavoastră de dragoste, zodia de dragoste, dar trebuie să fie verde. Pentru iepuri, iepurii, din păcate, luna aceasta au o lună puțin mai de pedeapsă, să spunem, așa se numește în pacii. Este vorba și despre steaua 2 a bolilor, steaua asta neagră. Vă pot paște niște răceli, evitați mulțimile, evitați, bineînțeles, să stați în preajma oamenilor prea bolnavi. Vă poate aduce așa o stare care nu prea e corespunzătoare cu perioada sărbătorilor. Vi se recomandă statueta cu Garuda și card cu Garuda, chiar lângă pat, sau un ulu, nu uitați de remediul ulu, există și amuleta pe care o puteți purta asupra dumneavoastră, sau un element de protecție, da? Cum este simbolul Kala Chakra. Aceasta este un simbol extrem de important, să nu uităm că există și mandala, un desen cu Kala Chakra foarte, foarte frumos. Pentru cine nu are o mandală, este recomandat acest simbol să-l fie purtat asupra respectivului afectat, da? Evitați pe cât se poate să ajungeți pe la spitale unde sunt internați oameni bolnavi. Nu participați la înmormântări luna aceasta și fiți foarte atenți că și dumneavoastră, ca și tigrii, puteți să fiți bârfiți la locul de muncă și să vă enervați excesiv. Asta să vă dea niște probleme cu tensiunea arterială sau cu sistemul digestiv. Da? Nu uitați de Buddha al medicinii, Buddha medicinii, totdeauna remediul extraordinar pentru steaua bolilor și pentru, în general, pentru a aduce sănătatea, longevitatea, starea de bine în viața dumneavoastră. De asemenea, celor care conduc le este recomandat și această amuletă, să o numim, v-am mai arătat-o în emisiunea trecută, este vorba de o cărticică cu mantra lui Medicine Buddha și cu chipul acestuia, iar pe spate avem cele simbolurile tibetane foarte importante în general în Feng Shui, și avem acești clopoței pentru activarea lui Buddha Tămăduitorul.
Pentru dragon, dragonii au o energie a certurilor mai pronunțată luna aceasta, a enervărilor, a lipsei de comunicare în cel mai bun sens, în cea mai, să zicem, favorabilă situație, deci ar fi lipsa de comunicare. Pentru cei care sunt implicați în procese, este o lună destul de dificilă, cu toate că este luna aliatului lor, au o tendință de a ridica tonul tot timpul luna aceasta și să facă loc unei, să zicem, unei lupte verbale, practic fără sens, da? Din care ei simt nevoia să câștige. Și ar fi bine să sfătuiți să-și controleze puțin aceste sentimente de furie care îi acaparează. Nu știm de ce, decât că ne explicăm această situație prin apariția stelei 3, da? Și ei ar trebui să fie prevăzători și să țină cont de acest mic sfat. Și pentru ei există aceste amulete de protecție, tocmai pentru a-i preveni în a se băga în astfel de certuri. Cea mai puternică și cea mai potrivită pentru dragoni, mai ales luna aceasta, chiar mai potrivită pentru dragoni decât pentru șerpi, este această amuletă a celor trei celești, adică a celor trei animale celeste. Întotdeauna animalele celeste sunt folosite, se aplică, se pun ca remediu sau se poartă pentru cei care sunt foarte afectați de steaua 3. Da? Steaua 3 nu aduce numai niște simple certuri, din păcate. Poate să aducă procese, litigii, deci stări conflictuale profunde care probabil nu se mai pot repara în timp. Aici e problema cu dragonii. Și vi se recomandă aceasta tocmai pentru a preveni niște stări de depresie, în cazul unora, la care sunt predispuși, să zicem, cei care deja au avut niște probleme anul acesta sau au avut niște procese din care nu prea au ieșit puțin mai scuturați, da? Și tocmai pentru a preveni dispoziția aceea neagreabilă, să zicem, altora. Bun, pentru șerpi este o lună cu mai mult zgomot decât pentru dragoni. Zgomotul nu neapărat este produs de ei, da, ei sunt mai tăcuți, dar ei sunt atrași, pentru că și ei au această energie a stelei 3. Nu uitați, cei născuți în ani de șarpe, de această placă, o avem aici pe masă, cu cele 8 simboluri, da, foarte, foarte importante, 8 simboluri tibetane, care sunt folosite foarte mult pentru protecția întregii case în Feng Shui. Și apoi mai este o placă pe care noi o avem de obicei cu noi în emisiune, astăzi nu o avem, este placa cu emblemele regale, cu cele 7 embleme regale, da, tocmai pentru a supresa, a controla această energie proastă dată de o stea 3 destul de accentuată, din păcate, luna aceasta. O energie destul, cum să spun, șerpii nu prea au de fapt energie și li se recomandă foarte mult elementul foc, aducerea elementului foc, să se îmbrace mai mult roșu sau grena, sigur, nuanțele de roșu, inclusiv rozul este bun. Și cumva li se recomandă să stea deoparte și să nu intre în conflicte în care sunt aduși cumva cu forța sau sunt provocați de parteneri, de către familie sau la locul de muncă. Nu vor avea de câștigat clar din aceste conflicte și sunt rugați să aibă grijă totuși de sănătatea lor. Da? Nu uitați de Garuda, de zeul Garuda, este o energie aparte a șerpilor. Ei o pot folosi în orice an, oricând, pentru că, așa cum se spune, Garuda este al lor, da, este zeul lor protector și luna aceasta au nevoie, tocmai pentru a se ține deoparte și a fi liniștiți cu aceste energii total nefavorabile. Bun, am ajuns în sfârșit la o zodie foarte beneficiată, în sfârșit una după șobolan, următoarea beneficiată este calul. Calul are steaua 8 a prosperității luna aceasta, o stea excepțională, așa cum știți. Ei pot să
serbeze, să sărbătorească viața, pur și simplu. Sunt veseli, au energie, se simt bine în sânul familiei, vor fi, li se va călca pragul foarte mult către musafiri, rude și prieteni, da? Sunt oportunități care apar, pot să și dispară repede, deci trebuie și ei să știe să le, să profite de ele, să le ia la timpul potrivit. Vi se recomandă orice amuletă potențială care aduce, prosperitatea, așa cum este, de exemplu, nodul mistic. Eu vi-l arăt pe acest money clip, pe un clip pentru bani, cum este el numit, în care poți să ții bancnotele. Au creat acest clip tocmai pentru a multiplica prosperitatea. Oriunde vedeți nodul mistic, da? Nodul mistic tibetan este și pe placa aceasta, dar îl aveți în multe amulete, în brățara, da? Brățara cu jadeit. Aveți mult din acest nod mistic în remediile de Feng Shui. Aveți o lună cu dragoste, la modul general, o lună cu dragoste din partea familiei, în primul rând. O lună bună pentru cupluri sau pentru cuplurile deja formate, da? Și nu uitați că familia de elefanți este unul dintre remediile clasice pentru acest aspect, da? În care vă potențează dragostea în familie și liniștea în familie. Pentru oi avem tot o stea bună, steaua victoriei, steaua succesului. O stea care va aduce prosperitatea aceea adevărată. Nu ne referim numai la bani aici, ne referim la starea de bine, starea de mulțumire sufletească. E o lună bună cu cei ambițioși în carieră. Deci, profesional vorbind, este o lună excepțională. Deci, din punct de vedere profesional al carierei, luna este poate una dintre cele mai bune de anul acesta. Dacă aveți nevoie de suportul, de susținerea șefului, da? Sigur că este bună o amuletă pentru, există amuleta cu standardul victoriei, de exemplu, pentru a vă potența victoria. Aveți nevoie, de exemplu, să vă aduceți mai multă prosperitate materială, folosiți-vă de amuleta rich, da? Rich în engleză înseamnă bogat. Este o amuletă cu 4 litere, da? Iată-o aici, cât de clar se vede, nu știu, dar sper să o zăriți măcar. Aveți acest R mare, da, de la Ricci, urmează și literele celelalte. O lună cu potențial mare de a lucra chiar peste program pentru dumneavoastră, dar în care veți fi apreciați, cu o energie la maxim și cu un spirit foarte liber și frumos. Este loc de începuturi, da? Nu noi începuturi, cum spun unii, că începuturile sunt noi, așa. Pentru luna aceasta, deci puteți începe o relație romantică, o relație de afaceri, o ceva nou, da? Care să ducă la succes, atenție. Și iar relații, dacă aveți o relație existentă de mai mulți ani, aceasta poate să ajungă la un nou nivel, puteți pur și simplu să călătoriți sau să faceți niște lucruri importante împreună sau să deschideți poate acea afacere împreună. Iar cel mai recomandat remediu ar fi acea coroană, dacă vă aduceți aminte, da, de ea, coroana albastră este foarte bună. Hai să mergem mai departe. Este într-o culoare de cobalt așa frumoasă. Pentru maimuță, și ei sunt beneficiați de această stea de succes, nu uităm că ei sunt chiar mai beneficiați pentru că traversează o lună a aliatului lor, șobolanul este aliatul maimuței. Lor li se recomandă, există o amuletă, nu avem cred că astăzi la noi, acea amuletă tocmai pentru spor și pentru câștigul chiar la jocurile de noroc. Da, este pentru cei care, mă rog, activează în acest domeniu din când în când, să spunem, sau chiar în mod regulat. Să nu-și facă o misiune, da? Din asta. Să nu-și facă o misiune din asta, dar luna aceasta pot să jongleze cu această energie în sens benefic, pot să câștige bani și vi se recomandă să nu uitați de această monedă a încuierii banilor, mai ales dacă ați și câștiga banii, aveți grijă ce faceți cu ei, nu-i cheltuiți aiurea. Este o lună în care dragostea mai poate să aștepte, deci nu înseamnă că nu sunteți, nu aveți o lună bună pentru acest aspect, dar s-ar putea să nu iasă chiar toate combinațiile pe care vi le-ați planificat.
Vi se recomandă și vouă tocmai remediul pentru a aduce dragoste, și anume rațele mandarin, tocmai pentru a aduce o relație stabilă. Pentru cei care sunt într-o relație stabilă, este o lună bună, pur și simplu, nu se întâmplă, Doamne ferește, nimic rău. Este o lună norocoasă, da? O lună în care puteți să încercați lucruri noi. E o lună cu oportunități, sunteți văzuți bine și voi aveți parte de succes la modul general, da? Dar atenție pentru cei care încep o relație nouă de dragoste, trebuie să fie puțin mai precauți și să nu-și pună toate speranțele, s-ar putea să nu iasă din prima, da? Pentru cocoși, în sfârșit, o lună bună și la ei, după lunile acestea destul de problematice care au fost, este o stea 6 a norocului divin, o stea care îi ajută, o energie, deci, care le aduce mult beneficiu la locul de muncă, în sfârșit, și chiar câștiguri materiale nesperate, la modul serios, li se recomandă să-și creeze un remediu pentru prosperitate sau să-și pună, să-și amplaseze un remediu pentru prosperitate, așa cum este, de exemplu, acest copăcel care îl aveți pe masă. Lor li se recomandă, în mod special, corăbile. Corăbioarele pline cu bani, pline cu monezi din aur. Asta sugerează acea barcă, da? Vedeți că în copăcelul acesta, bărcile, bărcuțele sunt cu frunze verzi, deci niciodată verdele nu lipsește dintr-un remediu de prosperitate, pentru că verdele aduce creștere, aduce dezvoltare personală prin respectivul simbol, da? Deci elementul lemn alături de simbol aduce mai multă creștere. Este logic, pentru că tot ce e natură, da? Când înfrunzește, știm că se dezvoltă cu rapiditate și aveți noroc de sănătate, de dragoste. Atâta, deci trebuie să lucrați la acest element de prosperitate puțin mai mult, pentru că atunci când vine o stea 6, steaua norocului divin, dar steaua și a prosperității indirecte se numește, nu înseamnă că ți aduce pur și simplu prosperitatea în acea lună, ci faptele pe care tu le ai în vedere sau acțiunile pe care le înfăptuiești vor aduce potențial prosperitatea lunile viitoare, dacă știi ce ai de făcut cu ea sau ce ai de făcut cu acele șanse care ți se dau. Pentru câine, da, este o lună în care li se recomandă multă precauție, o lună care, din cauza acelui taisui, am și un card aici de care vă reamintesc și brățara este pe masă, cardul taisui este mai ales acum necesar câinilor luna aceasta. Anul nu s-a terminat, se termină pe 7 februarie, anul lunar, da? Taisuiul, să nu uităm de el, că el încă există și își pune amprenta pentru câini, dragoni, șobolani și mai ales bivol și oaie, da? Ar fi bine să evite călătoriile lungi luna aceasta. Se pot petrece niște lucruri total neașteptate care pot să creeze obstacole și să îi strice o săptămână întreagă, de exemplu. Este steaua 5 pe sectorul de nord-vest, deci de asta spunea Marian că cei care sunt patriarhi, deci stăpânii casei, da? Dar sunt născuți în ani de mistreț, respectiv câine, nu o duc poate neapărat bine, mai ales dacă și dorm în sectorul de nord-vest sau își desfășoară activitatea în nord-vestul casei sau al biroului. Vi se recomandă să nu uitați de aliații voștri, de tigru și de cal, care oricum o duc ceva mai bine luna aceasta. Și să vă folosiți de pagoda celor 5 elemente cât se poate de mult, fie sub formă de pandantiv, da, de acesta va avea nevoie tigrul la anul, ca de aer, pandantiv, amulet, remediu în casă mai ales, dar pentru cei care nu prea stau pe acasă sau lucrează foarte mult, această amuletele și pandantivele sau brățările sunt ceva mobil, dar poți să-l iei cu tine oriunde, nu-l iei la gât, îl iei într-un săculeț. Bun, și toate elementele de protecție necesare când avem o astfel de stea nu prea benefică, nu ne aduce ceva foarte bun. Evitați riscurile financiare, nu jucați banii dumneavoastră din buzunar, adică ultimii bani nu-i cheltuiți aiurea. Și pentru mistreți, bineînțeles, aceeași energie, dar nu uităm că anul acesta, între mistreți și șobolan, s-a creat un sac de bani, da? Se numește energia sacului de bani.
un potențial de îmbogățire. Deci, mai precis, șobolanul din cauza taisului nu putea să se îmbogățească decât cu ajutorul mistrețului și invers. Iată că mistrețul străbate o lună de șobolan și suntem într-un astfel de aspect numai pentru anul acesta. Deci ei pot să facă bani, pot să-i și piardă, atenție, dacă nu au grijă și dacă uită aceste previziuni. Lor li se recomandă dorjele, îl aveam pe masă aici. Dorjele li se recomandă pentru a obține putere și pentru a fi mai curajoși luna aceasta. Fie că sunteți la muncă, fie la școală, fie cu prietenii, ar fi bine să nu uitați de acest simbol. Ăsta este simbolul puterii alături de rui, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Și vi se recomandă mai ales să nu jucați la jocurile de noroc. Deci bun, mai avem centrul casei care, datorită a două stele de lemn care vor veni acolo, 3 și 4, de obicei aduc probleme. Uneori se interpretează chiar având probleme... Da, și apoi mai pot să fie probleme, deci, în cuplu. Da, deci în cuplu evitați discuțiile. Evitați discuțiile în contradictoriu, pentru că nu veți face altceva decât să vă enervați la nesfârșit. Da, mai sunt situații stupide, știți, de sărbători vin musafirii și se iau la ceartă dintr-o treabă total nesemnificativă, de genul politică sau mai știu eu ce, și acestea se pot amplifica, mai ales dacă cei care intră în aceste polemici sunt din zodiile menționate, care nu prea o duc bine luna aceasta. Cu atât mai mult, deci, trebuie să se distanțeze sau să plece, pur și simplu. Este foarte bine dacă vă ridicați și plecați pentru 5 minute, da, de la o astfel de discuție, pentru că spiritele se calmează. Vă spuneam despre brățara cu taisuiu, deci încă o dată pentru zodiile, luna aceasta mai ales, bivolul, oaia, șobolanul, câinele și dragonul. Da? Și au nevoie ianuarie, și ianuarie, în ianuarie au nevoie, mai ales cei care sunt bivol și oi, da? Așa. Iar aici la încheiere vreau să vă spun, deja noi pregătim cursul de Feng Shui, de extravaganța. De fapt, aici, e un eveniment. Aici, după conferința, cum vedeți, v-am adus să vedeți despre acesta este tungsingul de anul acesta. Deci lumea poate să vorbească cât vor ei. Tu l-ai adus pe cel din 2016. Asta e 2016, aici, da. Nu e de 2015, la revedere. Deci noi pregătim, toate datele se calculează în funcție de acest un sing care, din nefericire, nu apare decât într-un singur loc. Și... Deci, atenție, trebuie să vă spunem că nu mai e mult timp. Înscrierile la extravaganța, în mod normal, se închid pe 10 decembrie. Da, nu mai sunt multe zile. Dacă o să mai rămână locuri, primim și pe cei care ne contactează după 10 decembrie, dar dacă o să mai fie locuri. Cursul de pacii următor începător va fi pe 20 februarie, iar cel de Feng Shui începători în 19 martie. Acum o să vă lăsăm și vă așteptăm marțea viitoare, în care vom intra în detaliu cu anumite zodii și până atunci încă o dată celor cu... care au numele lor român, în sufletul lor, un an bun și tot ce vă doriți.